Elimină distragerile. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Matei 6:33. Una dintre cele mai viclene arme ale lui Satana este distragerea atenției. El știe că dacă suntem distrași de grijile lumii, mai mult ca sigur vom începe să ne neglijăm timpul cu Dumnezeu. Pentru a rămâne credincioși și în strânsă părtășie și comuniune cu El, uneori Dumnezeu dorește ca să scăpăm de distragerile care ne depărtează de El, chiar dacă doare. De exemplu, dacă ascensiunea profesională, dorința de bani sau poziția socială sunt mai importante pentru noi decât să fim plăcuți lui Dumnezeu, trebuie să ne clarificăm prioritățile. Sau poate că o relație te împiedică să petreci timp cu Dumnezeu și cauți mai mult atenția și aprobarea acelei persoane decât a lui Dumnezeu. Concluzia e că orice situație sau dorință care ne împiedică să fim călăuziți de Duhul Sfânt sau să trăim pentru Dumnezeu este o distragere nesănătoasă, care nu este bună pentru noi. Dumnezeu dorește ca noi să fim conduși de Duhul Său, nu de distrageri. Așa că pune astăzi deoparte toate distragerile vieții și în mod intenționat concentrează-te asupra lui Dumnezeu. Când îl cauți mai întâi pe Dumnezeu cu toată inima ta, îl vei găsi. El este întotdeauna acolo și te așteaptă. Doamne, te rog să mă ajut să renunț la toate distragerile din viața mea, chiar dacă doare. Ajută-mă să te caut mai presus de orice și să fiu condus de către Duhul Sfânt. Vreau să trăiesc pentru tine.